A furat un card bancar pentru a-și alimenta mașina cu combustibil. Este isprava unui bărbat de 33 de ani care a ajuns pe mâna oamenilor legii, el fiind suspectat pentru furt. Din informațiile oferite de către organele de drept, individul, șofer într-o firmă de taxi din Chișinău, a furat de la un client de al său cardul bancar. Ulterior, acesta și-a alimentat mașina în câteva rânduri cu combustibil în valoare de 1.900 de lei. Ca urmare a măsurilor de investigație și urmărirea penală întreprinse de polițiști, individul a fost identificat și reținut, el fiind escortat la inspectorat pentru audieri. În cadrul acțiunilor procesuale penale, acesta și-a recunoscut vina. Totuși, pentru fapta sa, bărbatul riscă să-și petreacă următorii 4 ani în spatele gratiilor.